Bine v-am găsit! Astăzi o să vă prezint un editor gratuit de imagini numit Lightbox Editor. Să-l descărcăm mai întâi, deschidem un browser web și căutăm pe Google Lightbox Editor. Deci Lightbox Editor. Primul rezultat ne duce direct către pagina producătorului. Aceasta este pagina producătorului. Pe coloana din partea stângă mergem la Download Free Editor, facem click. Aceasta este pagina de descărcare. Am adăugat și eu în sfârșitul articolului un link către această pagină, deci nu e nevoie să căutați pe Google neapărat. Facem click pe linkul de descărcare și salvăm kitul de instalare, eu o să-l salvez pe desktop și așteptăm să se descarce. După ce s-a descărcat, închidem browserul web și ne apucăm să-l instalăm. Acesta este kitul de instalare, îl deschidem. Ne întreabă dacă dorim să instalăm Lightbox Free Image Editor, selectăm Yes. Citiți, vă rog, și termenii de licență. După ce ați citit, I accept. Puteți schimba directorul de instalare, însă nu e nevoie. O să mergem mai departe. Lăsăm bifate aceste opțiuni în cazul în care dorim o iconiță pe desktop. Dacă dorim să adăugăm un grup în programe, un grup de iconițe în Start Programs. Și dacă dorim să lansăm Lightbox Free Image Editor, eu o să debifez această ultimă opțiune. OK, și asta a fost instalarea.